Serviciul Județean de Ambulanță Gorj a rămas fără cei 11 nou angajați, angajați cu 5 luni în urmă. Cu noi salariați se formaseră 6 echipaje de urgență care au asigurat zecile de solicitări zilnice din județ. Conducerea SJA speră să îi poată readuce cât mai repede înapoi la muncă pe cei trimiși acasă. Serviciul Județean de Ambulanță Gorj are peste jumătate din locurile de muncă necesare instituției neocupate. Problema s-a accentuat după ce și cei 11 noi salariați ai SJA, angajați cu 5 luni în urmă pe perioadă determinată, au rămas fără contracte. S-au pierdut astfel 6 echipaje de urgență, spune directorul Constantin Mitroi. Facem față destul de greu, pentru că deja de la 5 octombrie numărul de echipaje a scăzut cu 6. A trebuit să încetăm contractele de muncă pentru 11 persoane. Dar, ca și până acum, chemăm de acasă, chemăm suplimentar. Oamenii vin că înțeleg și au fost înțelegători și sperăm în continuare să fie înțelegători. Sperăm de asemenea că Ministerul Sănătății o să urgenteze un pic procedura, pentru că am înțeles că deja s-a aprobat o hotărâre prin care s-a modificat și s-a suplimentat din nou cu 1000 de posturi pentru serviciile de ambulanță. Și dacă reușim să aducem încă oameni pe durată determinată, e un bine și pentru noi, și pentru populație, pentru pacienți, pentru că o să crească timpul de reacție. Pe perioada de stare de urgență, stare de alertă, în Gorj, doar în aprilie au scăzut numărul de solicitări. În rest, acestea sunt în creștere. Pe o singură tură de noapte se primesc astfel în jur de 30 de solicitări, lunar fiind rezolvate peste 2700 de cereri de urgență venite din partea populației și a spitalelor din județ.